Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 7 septembrie 2018. Tatitica mai este și începe școala. Vom discuta sub alte auspicii imediat din prima zi de școală. Asta va fi când? Pe 1, adică pe 1? Luni, pe 10. Pe 10, adică luni. Bună dimineața, Dana. Bună dimineața. Nu că am mai avea noi treabă cu școala în mod direct. În momentul de față sau cu școala asta de tip până în liceu, dar cum preuniversitar. De când suntem în presă, cred că am fost mai mult pe la școli decât după ce am terminat liceul sau facultatea. Pe la facultate nu mai călcam noi prin școlile generale. Dar în presă, cel puțin la începutul școlii, nu suntem departe de primar. Facem turul școlilor și grădinițelor. Da, pentru că, din păcate, încă aceste școli ne oferă știri. Dacă la nivel de an 2018, an centenar, cum vreți să-i spuneți, încă trăim cu acea problemă clasică, sunt încă școli cu Buda în fundul curții. Mă uitam, cel puțin ediția de astăzi a Monitorului de Suceava e deschisă exact cu o știre de acest gen. Peste jumătate dintre școli sunt neautorizate sanitar. 80% din cei 112.000 de elevi învață în școlile care au condiții bune de studiu. Da, sunt două aspecte aici. Suceava are peste 700 de școli. O bună parte dintre ele sunt școli mici. Cu alte cuvinte, multe. Foarte multe. Foarte spuneam că sunt școli mici în care învață, l-am întrebat ieri pe inspectorul general școlar, învață între 10 și 150, maxim 200 de elevi. Dacă ai o școală la care învață 10 copii și prognozele pe natalitate arată că populația școlară este în scădere, este foarte probabil că aceste școli vor fi desființate în următorii 2, 3, 4 ani. O investiție în rețeaua de apă și canalizare a unei școli în condițiile în care localitatea respectivă nu este racordată la rețeaua de apă și canalizare, cum din păcate mai există destul de multe, ar însemna foarte mulți bani. Ori cu siguranță că primarii își fac calcule de eficiență și ajung la concluzia firească de altfel că într-o școală în curs de dispariție în care învață 10-15 copii nu s-ar justifica o investiție de câteva sute de mii sau poate chiar mai mult, un milion jumătate de euro. Și atunci suntem în această situație. Partea bună a poveștii este că marea majoritate a copiilor învață în școli care oferă bune condiții de studiu. Sunt tot rămân acei 20% care mie cel puțin îmi stârnesc fiori. În școli cu încă care încă au budele în curte sunt 12%. Fără rețea de apă potabilă și cu toalete exclusiv în curte. 12% din 700 și ceva de mii nu mi se pare foarte mult atâta timp cât România este o țară în care o bună parte a populației trăiește cu budă în curte. Deci încă avem foarte multe localități care nu au rețea de apă și canalizare. Dacă toată comuna nu are apă și canalizare, este greu să ne putem imagina că o astfel de investiție ar fi făcută într-o școală în care învață copiii celor din comună. Că măcar la școală, iarna nu se duc la bud afară și nu se spală pe mâini la fântâna din curtea școlii sau eventual la un lavoar pus pe hol. Deci asta-i povestea, asta-i țara.
n-au cum să fie școlile altfel decât restul țării. Dar cei mai mulți dintre copii învață în aceste școli mari, școli care au fost reabilitate, s-a investit foarte mult în școli în ultimii ani. Deci, dacă ar fi să comparăm cu ce era acum 5, 6, 7 ani în urmă, vedem că situația este mult îmbunătățită. Au fost accesate fonduri europene, au fost accesate fonduri pe cele două programe de dezvoltare locală, s-au reabilitat școli. Uite, astăzi, după emisiune, am să merg până la Ipotești, unde s-a construit o grădiniță din fonduri de la bugetul local, ceea ce nu este puțin lucru, dar localitatea Ipotești este una cu un potențial de creștere a copiilor acolo. Într-un an de zile sunt înscriși, deci în anul școlar 2018-2019, sunt înscriși cu 100 de copii mai mulți decât în anul școlar trecut. Acolo, în mod evident, este nevoie de școli în orașe, este nevoie de școli și de grădinițe. Toate orașele se confruntă cu o acută lipsă de locuri în grădinițe. Și atunci, când ai un buget județean și local limitat, stai și faci calcule. Unde investești? Acolo unde se dezvoltă, unde este natalitatea constantă sau în creștere, unde crește populația școlară. Sau măcar nu e o scădere dramatică. Da, sau în localități unde clar școlile sunt în curs de desființare pentru că nu mai sunt copii. Da, e o strategie și e o situație care, fie vorba între noi, este foarte greu de gestionat. Da? Sau, dacă nu foarte greu de gestionat, oricum este greu de gestionat, nu e atât de simplu. Da, noi mergem cu camerele, filmăm, fotografiem școală în anul 2018, o clădire eventual de vreo 150-200 de ani, depășește anul centenar, în care într-o clasă sau în două clase învață 10 copii și are toaleta în curte. Dar mergem în sat și vedem că asta este situația în toată comuna. Deci problema este globală, a țării, nu doar a școlii respective, a inspectoratului școlar. Până când nu se dezvoltă. De regulă, să știi că mă feră să dau vina în bună măsură pe inspectoratul școlar, pentru că până la urmă e așa o piesă intermediară. E o piesă intermediară, pentru că dacă discutăm de aceste școli, la un moment dat au trecut prin mâna inspectoratului, au fost mutate către autoritățile locale. Pasate la autoritățile locale fără să li se dea și sursele de finanțare. Uite, avem aici în oraș, la fostul liceu pedagogic, o grădiniță în construcție. În veșnică construcție. De vreo 7 ani, nici nu mai știu cât, dacă poate și mai bine. Construcția a început cu bani alocați de Ministerul Învățământului, după aceea finanțarea s-a asistat, au încercat să acceseze fonduri europene, nu puteau pentru că la fel era o poveste de asta birocratică, nu știu de ce n-au putut să acceseze fonduri europene, a fost o poveste încurcată tare, apoi au de la bugetul local au făcut un fel de parteneriat ceva ca să poată să, că nu exista baza legală, să investească administrația locală pentru finalizarea lucrărilor acolo. Și s-a construit destul de mult, deci nu era o sumă foarte mare pentru a se finaliza investiția, pentru că acolo sunt foarte mulți copii. Știu că a mai fost pe undeva, cred că pe la Mironu, unde la fel era școală sau grădiniță, cred că școală, aproape finalizată, stau cu băncile de câțiva ani printr-o magazie, nu știu pe unde, că la fel mai trebuia ceva foarte puțin, cam ca la șoseaua noastră de centură, știi? Trebuia ceva de făcut ca să se finalizeze. Și acolo la Mironu la fel. Populație școlară în creștere. Băi, cum să spun, acum că ai zis, era cât pe ce să acceseze fonduri europene, da, e o încălceală. Nu știu, noi tot miurlăim atâta că vrem fonduri europene, încercăm să facem și să dregem, dar constat că suntem de o prostie crasă, când spun suntem, mă gândesc așa, de la conducerea țării în vale,
unde nu avem un plan coerent. Eu îmi imaginez, spre exemplu, cum se uită aia de pe la Bruxelles. Bine, și aia au toate motivele și încearcă oricât să spună bețe în roate, sau cel puțin asta așa ne imaginăm noi de aici, din România, că încearcă ea să ne pună bețe în roate. Dar tu dacă mergi de la o săptămână la alta și schimbi master planul României pe infrastructură după cum se schimbă, atâta timp cât tu într-un an de zile, e un an de zile? Cred că a trecut un an de zile. Când a plecat Grindeanu? Alegerile... Prin iunie, iulie, nu? Au fost... Deci tu într-un an de zile te-ai prezentat acolo cu 3 miniștri la transporturi, nu? În 6 luni fuseseră primii doi, Grindeanu și Tudose, după 6 luni a venit Dăncilă. Cine mai știe? Da, nu știu dacă are un an. Ok, bun. Înainte de asta, cu vreo 2 ani înainte a fost Cioloș, da? Cu încă câțiva înainte, cu încă un an a fost Ponta. Da, hai să zicem, la Ponta a fost de vreo 3 ani chestiunea asta, că de vreo 5 ani, 7 ani la putere PSD-ul, nu? În 2012. 2012. 6 ani. Acum suntem în 2018. Da. Deci de 6 ani de zile. Păi, în atâția ani de zile... Stai că am avut alegeri și în 2016. Cum? Am avut alegeri și în 2016. Da, și le-au fost locale. Guvernul Cioloș a fost... și parlamentare. Și parlamentare au fost în 2016. Da, tot în 2016. 2016. Și guvernul Cioloș a fost un an cu susținerea tuturor partidelor parlamentare. În primul rând a PSD-ului. Și ei erau partidul care aveau cea mai mare, tot așa, vreo 30%. Majoritate, da. Da. Condiția pusă, dacă ții minte atunci... condiție pusă de Liviu Dragnea să nu se schimbe niciun consilier să rămână prefect. Deci asta cu prefecții, dar am mai avut să nu fie schimbat secretarii de stat din ministere, secretarii puși de ei. Deci asta a fost condiția. Bun, ghidurile de finanțare au fost elaborate în România și s-au făcut atât de stufoase încât toți cei care au vrut să acceseze fonduri europene au trebuit să facă metri cubi de documente cu firme de consultanță. Muncești, mă rog, cheltui bani și muncești, completezi așa birouri întregi de formulare, de chestionare, de hărți, de știu eu ce mai scrie acolo, ca în final să vezi că îți mai trebuiau 2 puncte sau 3 puncte ca să fie proiectul tău eligibil. Ai cheltuit niște bani pentru asta. De la firma de consultanță care nu ți-a făcut un proiect eligibil, nu mai recuperezi banii. Și atunci, evident că suntem probabil pe primul loc la proiecte, la studii de fezabilitate și pe ultimul loc la implementarea lor, la infrastructură și la tot ce vrei tu. Dar asta nu ne-au impus-o europenii, asta am făcut-o noi. Bun. Pornind de la principiu că România banii se fură, că România este cea mai coruptă țară din lume, hai să facem banii greu de accesat. În loc să punem la punct mecanisme de verificare ulterioară, noi am făcut foarte, foarte greu de accesat fondurile europene. Din ce am înțeles de fapt, organismelor de control din Uniunea Europeană nu sunt interesate extraordinar de mult de hârtii, pentru că... verifică o secundă. Hârtiile. Îi interesează în primul și în primul rând. Deci mi-ai cerut 100 de lei să faci drumul ăsta? Da. Unde e drumul? Aici e drumul. E în regulă. Adică asta e prima probă a verității. A lucrului făcut. Da? Vii înainte, nu-i drum. Ok? Ține banii. Sau banii conform normelor, felului în care sunt cheltuiți. Că nu îți dă nimeni deodată toți banii aia, da? Eșalonat pe... ca idee, care-i povestea, pentru ce încerc, pentru drumul ăsta? Păi să vin să-l văd. Da, până când apucăm noi să accesăm fonduri europene... Se termină Uniunea Europeană. Asta...
ar fi și asta un risc, dar se termină din țară. Constructorii, arhitecții, proiectanții. Dana, păi, s-au terminat. Ajuns acum o veste proastă. În situația în care nu găsești firme de proiectare, nu găsești firme de arhitectură care să-ți facă proiecte fezabile. Chiar îmi povestea cineva de curând, săptămâna asta, că a avut un studiu, a dat în proiectare pentru un obiectiv, o investiție, și ce i s-a adus, îmi spunea că nici măcar nu trebuie să fii specialist ca să-ți dai seama că proiectul respectiv e prost, adică o minimă experiență de viață și cu puțină inteligență. Dacă construi măcar o budă de aia în fundul curții, îți dai seama, te uiți pe hârtiile alea și îți dai seama că-s făcute prost. Genul de imagini de astea pe care le mai vedem pe internet. Cu stâlp, ușa care nu se deschide de stâlpul, da, din fața casei. Sau ușa, două blocuri lipite cu balcon sau și fără ușă la balcon sau lucruri de genul ăsta. Toamne, apără și păzește. Da, există. O altă chestie care nu pot eu să o înțeleg. Bun, aici repet un lucru. Având în vedere educația pe care am primit-o, adică în bună parte multă neam înainte de 89, parcă nu pot să pricep lucrul ăsta. Cum adică ISU a aplicat deja 16 amenzi la școli neautorizate, valoarea amenzilor fiind de 160.000 de lei. Au un control tematic pe care l-au început la sfârșitul lunii august, exact pe școlile astea neautorizate la siguranța incendiilor. Adică, da, înțelegem că nu aveți bani, că nu ați putut să vă autorizați, că s-a modificat legislația, dar măcar pe ceea ce aveți să reducem cât se poate riscul de a se produce un incendiu. Să ardeți acolo ca, Doamne ferește, să mai întâmple un incendiu și când mai sunt copii la școală. Și au început acest control tematic. Și unde au găsit, ei au tot felul de în acțiuni de asta, de îndrumare, de îți mai dăm un termen și săptămâna asta și săptămâna viitoare încearcă să faci măcar atât. N-ai hidrant, dar măcar un de asta, un instinctor cu spumă, izolează cablurile electrice, că uite, e beleacă, ai pereți de lemn, uite la bec, e de jur împrejurul becului, numai cât nu începe focul. Acolo unde au aplicat amenzi, înseamnă că, într-adevăr, au epuizat toate canalele posibile de a rezolva cât de cât lucrurile și de a face ca procesul de învățământ să se desfășoare în condiții de cât de cât de siguranță, pentru că din școlile astea neautorizate ISU mai sunt și unele clădiri din lemn unde instalațiile electrice sunt, eu știu, de 40-50 de ani. Da, înțelegem, nu ai bani să faci o școală nouă, nu ai bani să îți aduci nu știu ce instalație sofisticată de avertizare în caz de incendiu. Dar să schimbi o instalație electrică și să faci lucrarea cu o firmă autorizată în două clase și o cancelare, poate nu e chiar așa de mult. Poate asta Dana, reușești tocmai să faci. Ajunseserăm la concluzia amândoi aici, în cadrul acestei emisiuni, că la noi ceea ce se prefigura e deja activ în viața noastră de zi cu zi. Papa, forță de muncă, da? Nu mai avem cu cine să facem toate lucrurile astea. Acuși, acuși, o să râdeți de mine, dar acuși, acuși o să plângem după emigranții care ne-au ocolit, da? Pur și simplu, o să... În București, în vestul țării, sunt deja destul de multe firme care au solicitat suplimentarea acordurilor de angajare de forță de muncă din străinătate, tocmai pentru că este o zonă dezvoltată economic, sunt zone dezvoltate economic și nu au cu cine lucra, nu există forță de muncă pregătită, calificată. Și atunci, clar, chinezi, vietnamezi,
Eu știu cei care sunt dispuși să vină să lucreze. Acum, la migranți, nu știu câți dintre ei sunt calificați în ceva, dar poate ar fi interesat să se califice, să urmeze o școală și să aibă și din asta de calificare și să aibă și disponibilitatea de a lucra. Știu, a făcut în privința politicilor de imigrație, a avut la un moment dat Canada genul ăsta de accept pentru străini. Da, ok, da, primim, dar numai ce vrem noi. Profesori, doctori, ingineri, forță de muncă bine calificată. Da. Asta ce înseamnă? Să depopulez zonele mai sărace de creiere. Și le condamn în continuare la sărăcie și la subdezvoltare. Am văzut în Germania o propunere similară venită de la cred că de la socialdemocraților, la fel că da, o să acceptăm în continuare migranți, dar limităm cota de migrație la cât poate asimila statul într-un an de zile, dar la fel ne rezervăm dreptul de a tria pe cei care vin. Ei, cei care vin, sunt refugiații de război și, în bună parte, migranți economici. Asta n-ai cum să o oprești, dar mi se pare incorrect față de țările subdezvoltate să le depopulezi pur și simplu de inteligență, de oamenii bine de pregătiți. De materia cenușie, efectele, care știm bine, efectele se văd foarte bine la noi. La noi și la țările din fosta Europa de Est. Da. Polonezii au început să se întoarcă acasă. Au migrat, au avut și ei perioada lor de vârf de migrație. Au plecat masiv profesioniștii lor în Germania, că le era foarte aproape, în Franța, în Marea Britanie. Erau celebre poveștile cu instalatorul polonez, că nu numai cei cu studii superioare. Care? Meseriași, oamenii bine... povestea cu instalatorul polonez, că eu personal nu știu. Păi toată lumea spunea dacă aveai nevoie de un... Și când locuiam eu în Germania, era la fel. Dacă ai nevoie de un instalator bun, chemi instalatorii polonezi, pentru că sunt extrem de serioși. Dimineața la ora 8, ora 9, nu-s cu mustul în freză și lucrează pe bani mai puțini, nu chiar jumătate din preț față de cât s-ar fi luat un instalator de la o firmă germană. Nici extrem de ieftin cum lucra instalatorul român, polonezul făcea și era și bine pregătit profesional și îți lua și un preț cât de cât rezonabil, că și dacă îți lua prea puțin bani, nici atunci nu aveai foarte mare încredere în ceea ce se întâmplă. Deci cam asta au fost. Polonezii au început să se întoarcă acasă. Țara lor merge într-o direcție bună din punct de vedere economic, politic. Aș avea... Eu am mari rezerve. Deci am serioase rezerve din punct de vedere politic. Cumva o zbârcesc mai rău decât noi. Da, cred că în direcția asta merg. Ungurii la fel încep să se întoarcă acasă, românii continuă să plece. A fost... Și o zbârcesc, ungurii la fel, tot așa, din punct de vedere politic, o zbârcesc tot destul de rău față de normalul perioadei, ca să spunem așa, preluând puțin din meteo, normalul perioadei europene. Și aici mă gândesc că îi dau mare dreptate lui Călin Popescu-Tăricianu, deci nu prea agrez personajul. Călin Popescu-Tăricianu care spune, păi, suntem nebuni, a fost acu de curând la un forum în Polonia. Și suntem nebuni dacă nu înțelegem că aici este influența Rusiei în ceea ce înseamnă
toate aceste frământări care sunt prezente în, în Polonia, în Ungaria, în România și așa mai departe. Bine, da, eu m-am săturat și de varianta asta în care oricine e vinovat, numai tu nu ești vinovat de ceea ce se întâmplă în țara ta. Adică, ba că vine rusul, ba că vine nu știu care, tu n-ai nicio vină, ești la conducere de 6 ani de zile, dar n-ai nicio vină. Da, vinovăția nu este, nu poți să pasezi vinovăția exclusiv pe clasa politică. Pentru că parte, suntem toți parte... Dar cine ne conduce? Parte, nu ne conduc alții, nu clasa politică? Dar ce facem și fiecare dintre noi? Modul în care tratăm alegerile, modul în care tratăm instituția votului... Păi am văzut acum o inițiativă în centrul orașului, îmi cer scuze, Dana, am văzut o inițiativă, dacă nu greșesc, chiar PMP-ului, care cred că e una dintre cele mai bune inițiative posibile. Un lucru pe care oricum eu îl țip de multă vreme, dar, și nu de asta e cea mai bună, dar alegeri din două tururi sunt alegerile care generează până la urmă cea mai corectă... radiografie, ceea ce înseamnă vot pe o localitate. Reprezentativitate maximă, adică mai mult de atât nu știu, la naiba. E inițiativa PMP-ului, din ce am văzut, în centrul orașului, strângere de semnături, cum au făcut-o cu USR-ul, cu fără penali în funcții publice. Acum se încearcă chestiunea asta. Asta cu vot în două tururi, cum să spun, e obligatoriu să se întâmple așa, părerea mea, nu da, prea înțeleg de ce... Da, eu m-aș fi așteptat ca inițiativa asta să fie... Preluată de toți. Exact, să fie în Parlament, să nu fie nevoie de semnături pentru a se ajunge... Da, noi am votat că vrem 300. E orientativ. Stai puțin, dar referendumul ăla a rămas... Adică n-au fost făcuți toți pașii necesari pentru referendum și modificarea arhitecturii Parlamentului. Și uite că nu mai țin minte, eu nu eram atunci, nu mă întorsesem încă. Dar ceva nu era în ordine cu... oricum, cu o singură cameră parlamentară, personal nu sunt de acord. Da, nu înțeleg importanța celor două camere, astfel încât... Adică la felul în care reușesc să nu facă nimic în perioada asta, nu văd... Din punct de vedere al actului democratic și al reprezentativității, două camere care să... aibă, care să înfăptuiască procesul legislativ, îți asigură și controlul și teoretic o foarte bună dezbatere a actului legislativ. Ce se întâmplă în realitate? Deci, la noi, partea proastă este că teoria bate practica... Da, noi totul adaptăm. Lucruri verificate la alții și funcționale la alții. Noi trebuie să mai punem câte o fundiță, da, câte ceva. Da. Facem noi așa o... Bun, de asta, că de la, cumva, vezi unde am ajuns, până în Polonia, ne-am întors din Polonia, dar cumva ca discuție pornisem la un moment dat de la... De la budele în curtea școlii. Și de la o situație care, repet, după felul în care am fost eu construit, repet, bună parte din educația primită și aia de bază înainte de 89. Cum adică o instituție a statului să dea la o altă instituție a statului o amendă de 160.000 de lei, adică de banii ăștia? Mie mi s-ar fi părut normal, ok, ți-am dat amendă, da? Dar de banii ăștia, eu ți-am cumpărat extintorul, ți-l aduc și ți-l pun în clasă acolo. Eu îți iau și îți pun instalația electrică, dacă tu nu găsești meseriaș care să rezolvi problema asta pentru că nu mai e forță de muncă. Dar, repet, nu prea înțeleg cum se poate, deși, îmi dau seama, ISU are o responsabilitate și asta trebuie să fac. Normal, înțeleg, dar pe de altă parte, vestul, ceea ce am primit ca educație înainte de 89 încă mă trage în jos. Stai, dar ce ți se pare anormal? Ca încălcarea legii să fie sancționabilă inclusiv pecuniar. Și cine ar trebui să aplice legislația? O instituție a statului. Dacă
tu, o altă instituție privată sau, mă rog, o entitate privată sau de stat, ai încălcat legea, instituția responsabilă cu verificarea și cu aplicarea legii nu trebuie să sancționeze? Nu văd ce ar fi anormal. Sau, mă rog, ce te deranjează, ce nu percepe a fi corect și în ordine. 160.000 de lei, ăștia nu înțeleg eu. Păi, 16 amenzi. Da, la 18 școli. Au fost verificate 18 școli, 16. Deci, asta înseamnă o amendă, 10.000, da? Da. 10.000. Cât înseamnă asta în euro? 10.000 de... 9.000 de euro, nu? Păi 10.000 de... 10.000 la 4,5. 2.000 de euro, nu? Nu, da. Da. Deci, câte 2.000 de euro, 16 amenzi de câte 2.000 de euro. 2.000 sau 20? 2.000 și un pic. Că, sau 20.000. Nu. 10.000 de lei. 10.000 de lei, da? Păi da, 2.000 de euro, cred. 2.000 de euro, da? Bun, grosomodo. 16 amenzi de câte 2.000 de euro. Nu știu... De la o instituție a statului la o instituție a statului. Da. Îmi dă cu virgulă. E că nu prea înțeleg. Mută banul dintr-o parte într-alta. Ha, uite, am mai colectat încă 16.000 la bugetul de stat. După aia ăștia de unde să-i plătească? Nu și atunci știu, dau și ei. Dar poate din aia 2.000 sau 160.000 de lei... Poate să plătesc salariile la școala aia, la profesorii care lucrează la păi școala aia. Păi și atunci aia. Ei nu au așa doar un circuit al banului în natură, fără nicio... Asta e rolul banului, să circule. A, să circule, nu? Eu aș zice să nu-i mai încurajăm să circule așa banul dintr-o parte într-alta, adică mai dacă curând, mai sănătos, pentru că banii ăștia trebuie să apară de undeva. Păi ce o să facem? Mai... Eu mi-aduc aminte, da? Și fondul școlii, fondul clasei, de unde naiba? Că dacă trebuie să iei banii ăștia și să-i dai într-o școala, direcție... Plătește primăria. Cum? Primăria plătește. Adică nu se mai plătește nicăieri fondul clasei, fondul școlii, fondul... Dacă se plătește, se plătește ilegal, dar nici într-un caz nu se strângă banii de amendă de la copii. Păi nu, dar dacă școala trebuie să dea amenda 160.000, nu mai are bani să cumpere perdele. Vine copilul la școală și, băi, trebuie să punem perdele. Nu știu, încep și eu să ajung la chestii că nu face parte Suceava din așa ceva. Astea sunt localitățile mai mici, cu, bă, nu? Sau unde? E vreo școală din Suceava care a primit... Că alea din Suceava cred că sunt toate autorizate ISU. Controlele au fost la școli neautorizate ISU. Neautorizate. Da? Bun. Înțeleg, dar uite, așa îmi zboară gândul la spitalul de la Fălticeni. Da, care e spitalul nou de la Fălticeni. Spitalul nou de la Fălticeni, da, care a fost pornit imediat după 89 și care... Da, unde s-a modificat legislația, clădirea e aproape gata, s-a modificat legislația ISU după colectiv. Spitalul este obligat să-și facă o scară exterioară de incendiu, care nu e o simplă scară de aia de metal. Dar de ce nu e o simplă scară de metal de aia? Nu știu de ce nu-i, că nu poate să fie din spital, ca să fie funcțională scara aia, da, de incendiu. Scara aia... sau scări, că am înțeles că ar trebui să fac vreo 3. Cred că sunt la toate... Păi trebuie să asiguri, de aia e scara de incendiu, nu doar ca să figureze pe un plan, ci ca în caz de incendiu, pacienții și personalul să poată fi evacuați, da, de acolo. Deci trebuie să fie funcțională scara aia, ca să fie funcțională pe clădirea care e gata. Faci scara de incendiu metalică în afară și după aia asiguri accesul. Acces din... adică dărâm pereții. Am înțeles că trebuie și acoperită cumva. Adică nu merge așa doar scara metalică să asiguri că se vrea. Trebuie să-i protejezi pe aia care evacuez din incendiu, presupunând că ai incendiu, clădirea aia o lua foc, da, acolo și tu evacuezi... personalul și bolnavii, ai bolnavi imobilizați la pat. Da. Da? Pe care, da, trebuie să-i scoți. Da. Scara de incendiu. Cum îi scoți? Deci ai nevoie de circuite, de acces. Ce ai făcut acum? După ce ai finalizat, ai dat cu vară, ai spoit tot acolo, acum spargi. Da. Ca să faci accesul.
din, să zicem, din blocul operator. Ți-o pornit incendiu când ai pacient, doctor, eu știu, 5 oameni în blocul operator, tocmai fac o intervenție acolo, da? Arde jumătate de spital, de la un scurt circuit electric, sau s-a dus unul și-a fumat la budă și-a dat foc la perdele. Da, presupunând că ar exista perdele într-un spital, la ceva inflamabil acolo. Trebuie să asigure evacuarea, deci trebuie niște circuite funcționale. Scara aia costă o grămadă de bani. Deci clădirea și dotarea pe proiectul, pe planurile care au fost înainte de modificarea legislației ISU după colectiv, e finalizat. Dar ca să poată să și funcționeze spitalul ăsta, să poată fi deschis... Iar eu pun întrebarea. Nevoie... Eu pun întrebarea. Bun, acum, de-aia te întreb pe tine, că știu, ai răspunsurile pozant. Dar spun așa. Acu, spitalul din Fălticeni își desfășoară activitatea într-o clădire de 100 și ceva de ani. Da, unde bolnavii sunt urcați în brațe, că nu există lift. Doi. Repet, 100 și ceva de ani. Doamne feri, eu sper să mai țin asta la un cutremur, dar în caz de ceva, îți dai seama că ar fi mai mult decât delicată. Pe vremea lui Cuzai, ca să fie mai clar. Tot peste multe cutremure și a rezistat. Și o să mai treacă și astea prin mai noi, cu astea da. Mai noi mai e o problemă. Dar alea făcute vechi, strainice. Încă țin. Da, n-aș merge pe ideea asta, bă, dacă a ținut mai ține. Haideți să păstrăm proporțiile. Oricum, spitalul e foarte vechi, ca să spunem așa. Cred că a primit mai mult din milă ultimele acreditări, ca să spunem pe aia dreaptă. Da, da, are acreditări de alea, conformare. Da? Eu înțeleg că e situația asta, domnule, mai trebuie scara, trebuie făcută, înțeleg foarte bine solicitarea celor de la ISU, dar nu înțeleg de ce durează câteodată atât de mult ca să faci, până la urmă, o amărâtă de scară. Că nu e saltul de pe pământ pe lună, nu discutăm aici de podul lui Angel Saligny, nu discutăm de cine știe ce minune inginerească. Sunt câteva explicații. Alocarea fondurilor care s-a făcut în salturi. Pentru scară este o altă lucrare, deci ai procedură de achiziție cu tot ceea ce presupune în România o procedură de achiziție, cu termene, cu contestații, cu tot ce vrei tu. Da, da. Găsirea, după ce ai făcut procedura, să fie și firma capabilă să finalizeze lucrarea în timpul în care s-a angajat cu face, adică să aibă forță de muncă, forța de muncă să fie calificată, să respecte programul, să nu aibă 7000 de lucrări în același timp, și apoi lucrarea în sine, pentru că exact ce spuneam, pe o clădire deja ridicată și finalizată, trebuie să vii să corelezi această anexă care este scara de incendiu, să o faci exact pe baza normativelor care s-au adoptat în 2016, în care tu clădirea din punct de vedere structural, arhitectonic și funcțional ai făcut-o în 2010-2012, când nu aveai aceste condiționări. Și atunci, în mod clar, spitalul din Fălticeni nu va putea fi dat în folosință până la sfârșitul acestui an. Chiar dacă restul clădirii este finalizată, ar putea să fie funcțională, nimeni nu riscă, exact din motivele pe care le spuneam, că se poate oricând întâmpla ceva, deci nimeni nu riscă să aducă acolo oameni, personal și pacienți deopotrivă, să o dea în folosință înainte de a avea toate avizele ca să o pună în funcțiune. Nu mai face nimeni așa ceva. Da, și în bună măsură e și normal. Pe de o parte, din punct de vedere legal, că riști să mergi direct la pușcărie, pe de altă parte, pentru că realmente există un risc. Și da, dacă se întâmplă, ce faci? Și aici ajungem la o întrebare de aia de tip ou și găină. Păi, dar nu de asta am făcut legile, ca să ne protejeze? Adică... Trebuie să le și respectăm. Păi dacă tot e făcută legea, nu mergem cu virgulițe, cu hai să vedem cu după, cu ce-o fi, cu...
Trebuie să luăm câteva minute de publicitate, mă, nu știu dacă e bine, Cătălin, e în regulă? Că nici nu, da, e de bine în cazul ăsta. Se lăuda cu o poză, că ne arată, era un festival cu niște căței, da, după publicitate, ok, o să povestim și despre acest lucru, pentru că sunt chestiuni care se petrec, sunt vizibile, sunt chiar imortalizate, ca să spunem așa, nu pe peliculă, ci având în vedere că toată lumea acum are gadgeturi, avem, din fericire, foarte multe informații clare. Dana, vreau să după publicitate să-mi spui, pentru că una din specializările pe care le ai este zona veterinară, iar apropo de pesta porcină, nu știu, vreau să aflu mai multe și din acest punct de vedere, și felicitări pentru cei 200.000 de fani. Mulțumim! Felicitări întregii echipe la monitorul. Despre toate astea după publicitate.